să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze, să petreceți acest timp, această seară și această noapte, aici la icoana Maicii Domnului și să-i spuneți fiecare, să-i spune și să-i spunem toate necazurile, dar și toate bucuriile pe care le-ați avut și le-am avut fiecare. Amin. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spune cazul care mai avem. Nu ne lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Trei ani la rând venind aici, nu spun de unde, măicuța Domnului a fost Dumnezeu să avem un copilaș. Deci veneam familia. Și chiar mi-a zis, părinte, dacă noi nu avem prunci, mai bine ne despărțim. La care măicuța Domnului a venit de ce știe. Și la un timp, la un an de zile, mă sună acea femeie, acea doamnă. Alo, alo, mănăstirea la Dâmbul, da. Și de data aud plângând ceva. Deci să nu-mi spuneți, Doamne, că măicuța Domnului v-a adus-o în dar. Ce da, părinte, am un pungușor. Să vin la măicuța Domnului să-i închin și să-i mulțumesc. Și după am mai avut încă trei copilași. Nu vă rușinați! A vă spune durerea și necazul Maicii Domnului. Când ajungeți cu vioșenie, cu lacrimi, dacă vă dă Dumnezeu lacrimi,